Prețul combustibilului continuă să crească. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a prezentat Comisiei Economice din Senat stadiul anchetei privind scumpirea benzinei și motorinei. Investigația va dura 2 ani. Piața este în continuare instabilă din cauza crizei economice potențată de războiul din Ucraina. Prețul unei mărfi ține cont de cost, de posibilitatea de o vinde în altă parte. Nu o să ne dea nimeni, dacă cineva poate să pune benzina în camion și să mute camionul ăla în Germania și să vândă scump în Germania, nimeni nu o să facă o faptă bună să ne vândă nouă benzina mai ieftină aici în România. Deci prețul la noi poate să ni se pară incorrect. Nu e corect ca niște oameni mai sărați să plătească la fel de mult ca unii mai bogați. Dar, din păcate, astea sunt regulile economiei. Există factori, să spunem, obiectivi de creștere a prețului. Dacă peste factori ăștia obiectivi găsim comportamente speculative, companii care profită de un context economic instabil el, dar dacă peste instabilitatea asta există și comportamente incorecte în agenții economici, da, pe asta le urmărim, pe asta le vom sancționa.